Și cam puțin sunt. Văd că mai mulți sunt în sală de conferință. Mai așteptăm puțin? Apăsați de procedură. Domnul Diacob, până începe ședința, vreți să ziceți? Domnul Diacob, vă rog. Să știm dacă avem un anunț oficial ceea ce fac ceilalți colegi. Vin, părăsesc, câte persoane sunt înregistrate și să avem un schimb de păreri referitor la ce se întâmplă pe parcurs. Stimați colegi, da, domnul Bătrânce. Da, mulțumesc, tot vreau de procedură. În primul rând, din ceea ce am comunicat cu colegii de la secretariat, încă nu este nicio cerere privind lipsă motivată sau nemotivată. Înțelegem foarte bine emoții la unii colegi care, știind că astăzi cel mai probabil trebuie să vină domnul procuror general și cineva nu dorește să asigure quorum, în acest sens fac apel către fracțiunea PAS să nu participați în aceste jocuri, să nu faceți joacă oamenilor care folosesc ultima posibilitate de a destabiliza situația. Astăzi guvernul trebuie să fie prezent domnul prim-ministru în plenul Parlamentului și în acele acte de lege care sunt asumate de guvern să permitem majorarea salariilor medicilor, majorarea fondului pentru subsidii în agricultură cu peste 100 de milioane de lei, să permitem aplicarea programului locativ pentru militari și polițiști, să permitem rectificarea bugetului cu scopul de a menține Republica Moldova, de a asigura oamenilor salarii și pensii. Și nu am dori ca colegii din blocul acum să facă jocul oligarhului Candu, care în ultimele zile a făcut tot posibilul și imposibilul pentru a corupe acest parlament, pentru a destabiliza situația politică din țară și pentru a bloca activitatea instituțiilor de drept. Dragi colegi din blocul acum, nu fiți pradă acestei propagande ieftine. Veniți în sală de plen a Parlamentului și împreună să muncim pentru cetățenii Republicii Moldova. Mai cineva are de expus, stimați colegi, acum cum a propus domnul Diacov, vreți să mai spuneți ceva? Da, vă rog, domnul Diacov. Păi dacă avem timp, așteptăm colegii și să nu treacă timpul degeaba, cred că trebuie să avem un schimb de păreri. Bun, toată gălceava asta este în jurul situației create de lipsa, iată, în sala de ședință deputatului Gascan. Sigur că și noi avem o părere din ce se întâmplă. Pe mine mă miră faptul că colegii deputați, unii foști miniștri, ieri au creat această gălceavă în stradă și grupul Candu împreună cu grupul Șor toată ziua au protestat, au încurcat poliția să lucreze, au făcut fel de fel de declarații că, iată, a fost sechestrat deputatul. În primul rând vrem să vă rugăm să ne dați o informație, ce cu deputatul Gascan. Într-a doilea rând, părerea mea personală este că socialiștii și-au apărat marfa. În orice caz, deputatul Gascan, eu știu că este deputatul din grupul socialiștilor. Prin ce metode l-au ademenit cei de la Pro-Moldova, eu nu știu, putem să presupunem. Dar toată zarva asta în jurul ideii că a fost sechestrat un deputat, sigur că este o acțiune politică care, eu sunt convins, creează o impresie foarte proastă la populația Republicii Moldova. Fiindcă se vorbește de un deputat care este viu, care a făcut și o declarație ieri, Și din câte înțeleg, nu este un copil și nu este o păpușă ca să fie undeva ascunsă. Este o persoană care am privit toți declarații de ieri. De aceea, eu cred că lipsa deputaților în sală este legată
de anunțul că guvernul vine cu bugetul. Și dacă asta, atunci toți colegii trebuie să asume răspunderea. Într-adevăr, guvernul vine cu asumarea răspunderii din cauza situației care s-a creat și ea a fost creată nu de socialiști, nu de Partidul Democrat și nu de alți colegi cum cei de la PAS, dar lipsa de voturi a făcut ca guvernul să vină cu asumarea răspunderii. Deci eu propun ca să invităm în sală pe colegi și să vedem cum ne organizăm noi activitatea mai departe. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domn Furculiț. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, până când colegii au de ales ce să facă, să susțină un grup mafiot sau să vină să lucreze în sala Parlamentului pentru a aproba acele legi care sunt necesare sistemului medical și populației, eu cronologic o să mă refer la ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în privința sau în legătură cu colegul nostru, deputatul Gațcan. Deci în ziua de 30 iunie noi am văzut în spațiu public afișată o cerere de părăsire a fracțiunii și de aderare la un proiect politic vestit în această țară deja cu numeroase transfugi politici. Evident că am dorit să aflăm nemijlocit părerea domnului Gațcan, deoarece dumnealui, mă repet, este un om cu o verticalitate, cu o fermitate, cu o anumită reputație în sistemul medical și recent în politică. L-am contactat, dumnealui ne-a răspuns apelurilor noastre, unicul lucru că a solicitat ca convorbirea să aibă loc în locul indicat de dumnealui, deoarece a considerat că nu are posibilitate să vină într-o incintă a Parlamentului sau a oficiului PSRM oricare în ce loc unde el n-ar fi. La locul comunicării noi ne-am deplasat cu domnul vicepreședinte al Parlamentului, domnul Bătrâncea Vlad, absolut regulamentar, nu l-a oprit nimeni, nu l-a forțat nimeni pe domnul Gațcan, nu știu de unde a apărut acel video cu motivele unui film gen aventuri polițienești. Probabil protagoniștii acestui film măsoară toată haina după sine și prelucrează și fac aceste materiale. Am vorbit cu domnul Gațcan absolut liniștit. Am convenit pe finalul convorbirilor împreună cu domnul Bătrâncea că domnul Gațcan vine la Parlament în ziua următoare, deci data de 1, într-o ședință a fracțiunii, să discutăm ajunsurile, neajunsurile, nemulțumirile dumnealui. Fapt care s-a petrecut ieri, ați văzut, eu și-am făcut publică o fotografie din cadrul acestei ședințe, absolut public, absolut liniștit, am avut o convorbire cu dumnealui, dumnealui și-a exprimat unele nemulțumiri în faza ce ține de activitatea sa politică. Evident că a fost mai mult discuția în acelor evenimente care se petrec în sistemul medical. Dumnealui are multe propuneri pozitive. Noi le-am preluat pe toate. Am discutat despre acele inițiative ale dumnealui care le are, despre promisiunile dumnealui în circumscripția în care el a fost ales. Pe un final, dumnealui a declarat că activitatea politică este pentru dânsul problematică, inclusiv într-un fel, îl limitează în posibilitatea de a-și desfășura practica medicală pe care el o face foarte bine și acest lucru noi îl cunoaștem cu toții și a considerat că este mai bine să depună o cerere de demisie a mandatului de deputat. Cererea mi-a fost înmânată mie, în prezența colegilor. Este absolut un lucru evident. Următorul pas care a fost, cererea am prezentat-o în doamnei președinte a Parlamentului. Mă rog, n-am avut timp să văd unde trebuie exact, în secretariat sau în alt loc. Am considerat că este bine. Ulterior m-am uitat, chiar așa și este. Trebuie să constat faptul că prima cerere care a fost prezentată
în Parlament nu a fost prezentată de către domnul Gățcan personal, probabil dumnealui nici nu a intrat în esența acestei cereri, deoarece în cererea a stipulat că el părăsește fracțiunea și aderă la alt proiect politic, lucru care contravine legislației, deoarece cunoaștem cu toții că de curs de 6 luni un deputat rămâne afiliat și nu are opțiunea de a adera la careva formațiune politică. Pe această cale solicit ca să fie cercetat acest caz, legală sau nu este cererea, prima cerere, și evident a doua cerere de depunere a mandatului este absolut legală. La moment, domnul Gățcan, în calitate de deputat și cu regret constat și solicit organele abilitate să verifice acest lucru, deoarece am văzut pseudopoliticienii care declară că dumnealui a părăsit, a trecut, distanța exactă o calculează, 142 de kilometri, 500 de metri, se deplasează, rație vorbesc, stimați colegi și reprezentanți mass media. Asta este o încălcare gravă, deoarece un deputat are imunitate inclusiv și peste hotarele țării. Și acest fapt, când un deputat este urmărit, nu se știe cum, acest fapt anume a dus și la și demonstrează că decizia noastră de a solicita pentru domnul Gățcan pază, prin intermediul cererii care am depus și o execută serviciul protecție și pază de stat, este una fondată. Din câte cunoaștem, domnul Gățcan este într-un loc sigur, la dorința dumnealui, așa cum eu consideră, nu pot să mă exprim, este el în țară sau în străinătate, este dreptul lui de a se afla unde dorește și unde îi permite legislația țărilor corespunzătoare. Declarația dumnealui de ieri că el este în siguranță, este una liberă, ați văzut, și nu l-a forțat nimeni pe dumnealui și nu o să facă niciodată. Domnul Gățcan este o persoană care nu poate fi forțată și nu poate să facă declarații sub careva presiuni. La rândul nostru, asta este ceea ce putem constata, ce putem comunica colegilor. Evident, ne miră acea rezistență sau nemulțumire a grupului pro, deja nu mai știu cum știu, pro Xeneț, pro Stituate, fiindcă alte cuvinte care se încep cu pro ei nu cunosc. Și constatăm că acest fapt rușinos care are loc în Parlament de traseism trebuie combătut și salutăm decizia domnului Gațcan că a avut curaj să conștientizeze și să îndrepte pasul care l-a făcut. Vă mulțumesc mult! Da, mulțumesc, domn Filip! Mulțumesc, doamnă președinte, dacă tot avem timp să vorbim până vând colegii, vreau și eu să spun că regret foarte mult, de fapt, ceea ce se întâmplă astăzi. Regret că unii colegi, după ce au strigat pe la toate televiziunile că nu se vine cu măsuri pentru oameni în această perioadă de criză pandemică, atunci când guvernul a venit cu măsuri pentru oameni, cu salarii, majorare de salarii pentru medici, cu 100 de milioane pentru subvenții în agricultură, cu locuințe gratis pentru cei din instituțiile de forță, astăzi ei au hotărât să boicoteze ședința Parlamentului. Regret acest lucru, regret să văd de fapt că există o alianță practic formalizată dintre opoziția veritabilă de dreapta și cu hoții de miliarde. Vedem cât de bine își coordonează acțiunile. Regret să văd astăzi cu câtă ardoare îi apără. Când se plăteau milioane pentru cumpărarea deputaților, toți au tăcut. Acum sunt metode banditești, dar la ce am asistat acum, o lună și jumătate, cumpărare de deputați cu declarații foarte clare că se propun câte $1 million, colegii din opoziția veritabilă nu spuneau că sunt metode banditești. Câtă ipocrizie poate exista? Eu nu mai înțeleg care sunt valorile adevărate. Este un teatru absurdului ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova. Se cumpără deputați ca la piață,
Dar opoziția se revoltă că unul și-a depus mandatul după ce a fost cumpărat. Dar despre deputații cumpărați până acum din miliard, stimați colegi din opoziția veritabilă, nu aveți nimic de spus, niciun cuvânt, este un fenomen, ok, atunci care sunt valorile spre care tindeți? Îmi pare rău că au hotărât astăzi să boicoteze ședința Parlamentului. Odată domnul Candu spunea că ei de fapt sunt grupul nemulțumiților din Partidul Democrat. Văd astăzi că s-au aliniat la grupul acestor nemulțumiți și opoziția veritabilă de dreaptă. Probabil nu știu de ce sunt nemulțumiți acești colegi. Este foarte frumos să declari că ești nemulțumit de niște metode nedemocratice. Am văzut ieri toate aceste proteste. Nu! Nu o să dau nume astăzi, dar unul din colegul din PD care a plecat în grupul lui Candu, din prima zi a venit la mine și îmi spunea: domnule președinte, dar când o să ne dați orz la cai? Iată de ce este el nemulțumit și a plecat încolo. Sigur că acum e mai bine pentru acest om să zic că e nemulțumit de ceea ce se întâmplă, metode nedemocratice. Sau când o doamnă sau altă doamnă care era, tot se regăsește acolo, a venit și spune: domnule președinte, dar dacă nu puteți rezolva problema la Procuratura Generală, ce mai stau eu aici? Iată care este nemulțumirea. Sau alt coleg să iasă să spună că este nemulțumit de faptul că nu a putut convinge că rezervele de stat de grâu să fie pus la elevatorul lui personal? Sau că alt coleg a plecat nemulțumit pentru că socrul nu i-a fost restabilit într-o funcție și fratele nu a fost pus în funcție de vicedirector la AGP și nu a câștigat tenderul la apă canal? Colegi din opoziția veritabilă de dreapta, voi împărtășiți aceleași nemulțumiri? Sau ar fi bine acum să veniți să ne batem capul de oameni? Și eu am foarte multe nemulțumiri și recunosc acest lucru. Dar în schimb, sunt mulțumiți că PD-ul s-a scăpat de râie care era aici. Sunt mulțumit că au rămas colegii demni și verticali, care au refuzat milioanele de dolari, care spre deosebire de cei care au plecat în acel grup, trăiesc la bloc, trăiesc foarte, foarte modest, dar au refuzat ofertele care le-au făcut. Eu odată de la această tribună le-am spus să-și scoată din cap celor din opoziția veritabilă de dreaptă pe domnul Plahotniuc. Că el ne-a lăsat, a plecat și doar la ei în cap mai era, că în fiecare zi tot ne scoteau ochii. Prin ceea ce fac ei astăzi, prin susținerea blocului formalizat deja Șor și Candu, ei vor fizic să-i aducă pe toți înapoi. Eu sper că acest lucru trebuie să fie scos în evidență. Și eu vreau să cred că oamenii pot face o distinție foarte clară dintre adevăr și ipocrizie. Domnul Juzdan, da, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Bună dimineața! Acum câteva săptămâni în urmă, eu am fost cel care am citit de la tribuna Parlamentului hotărârea, declarația sau hotărârea Parlamentului prin care noi toți am condamnat traseismul politic. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Astăzi, legislația Republicii Moldova permite migrarea, cumpărarea deputaților fără efecte legale. Cu părere de bine a acționat în zilele acestea, doar codul moralității sau codul de onoare. Atunci când deputatul Gațcan, prin onoare, prin demnitatea, și-a depus mandatul și a restabilit echitatea politică, echitatea morală în Parlament și poate, dacă vreți, în întreaga societate. Cred că noi astăzi ar trebui să boicotăm ședința Parlamentului. Noi ar trebui să ieșim din această sală în semn de protest pentru ceea ce se întâmplă în Parlamentul Republicii Moldova. Ipocrizia și paradoxul este că în interesul acestui stat noi stăm,
așteptând primul ministru, așteptând să ne expună care este viziunea guvernului, să ajutăm totuși această țară. În interese geopolitice și în interese personalizate de partid, lumea astăzi face abstracție de această crimă, dacă vreți. Și nu înțeleg astăzi pe doamna Maria Ciobanu, cea care a trecut prin sine toată această acțiune, a văzut-o ea personal, astăzi susține aceste crime pe care le săvârșește în continuare acest grup, Promoldova și grupul Șor. Sigur că mai multă lume ar sări peste mașini atunci când înțelegi că ai pierdut 1 milion în zadar. Eu îndemn și colegii noștri din Partidul Democrat, ex-colegi care au părăsit Partidul Democrat și au aderat la alte grupuri parlamentare, să se conducă și ei după același cod, după codul onoarei, după codul demnității. Să-și depună și ei mandatul, fiindcă ei nu au fost aleși de alegătorii Promoldova sau alegătorii grupului Șor. Ei au fost aleși de oamenii Partidului Democrat. Și i-aș îndemna totuși să se mai intereseze ce gândesc alegătorii Partidului Democrat despre aceste migrări. Ar fi foarte onorabil ca aceste persoane să-și depună și ei mandatul, ca într-un final noi totuși să activăm în acest Parlament oamenii care își merită acest mandat. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Bătrânce, eu mă uit pe monitor. Da. Vă mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi, e orele 10:30. Înțelegem că cei din blocul acum se simt confortabil în brațele lui Candu și Șor. Înțelegem că Candu și Șor o să facă, sau Candu, o să facă cu cei din acum ceea ce a făcut Candu cu Plahotniu, cu Pele de Me. Și dânșii să înțeleagă de prea târziu. Aș vrea să adaug la ceea ce a spus colegul Furculiță. Știți ce ne-a dus cererea lui Gățcan? Așa zisă cererea lui Gățcan în Parlament. Cine a înregistrat această cerere? Renumitul trădător Sergiu Sârbu. Om cu mare experiență, cu experiență nefastă, vorba domnului Popușoi, de a vinde, de a corupe. Și de asta cred că vă simțiți bine astăzi în brațele lui. Iată, este încă un agent lui Plahotniuc care a venit aici să rupă, da? Cred că vă simțiți bine cu Candu și Șor. În coaliția asta o să ajungeți la ceea ce au ajuns pe LDM și o să ajungeți prea departe de Parlament. Așa că, stimați colegi, cererea lui Gățcan. Nu striga, calmează-te. Dați-vă rog un calmant. Este asistent medic în secretariat. Are cineva, domnul Odnăstalcu, dumneavoastră aveți calmanți? Aveți ceva pentru antidepresanți, poate, că colegul simte urât? Stimați colegi, cererea lui Gățcan a adus-o în Parlament renumitul jurist Sârbu. Atunci când am vorbit cu domnul Gățcan, el a recunoscut că el nu a fost în Parlament și nu a depus nicio cerere. Când l-am întrebat pe domnul Gățcan, de ce ați aderat la Promoldova? Dânsul nici nu știa că a aderat la Promoldova. Și avem înscrieri care au și cei din procuratură că el habar nu știa că aderă la Promoldova. Sunt declarațiile domnului Gățcan că unde el declară sub ce presiune și ce instrumente au fost folosite. Noi, domnul Lideacov, nu tăcem de aceea că nu avem ce vorbi. Pur și simplu, noi deja acum vorbim mai mult decât ne-am înțeles cu domnul Gățcan. De aceea că este vorba, în primul rând, de asigurarea securității dumnealui. Doi, noi nu vrem să oferim mass-mediei lui Candu detalii suplimentare. Inclusiv și că Gățcan, fără acceptul lui, în ziua de 30 iunie, a fost păzit de doi paznici din agenția de pază al Ușor. Și când l-am întrebat, de cine sunt aceștia, el a spus, habar, nu am, eu nu am solicitat pază, eu nu știu ce fac dânșii. El a fost preluat în spiritul mafiot de către grupare Candușor.
Și de aceea ieri toată această mafie a primit odată și odată peste bot pentru prostituția din ultimii 10 ani. Și după ziua de ieri sper că au înțeles toți colegii că nu va pleca nimeni mai mult în această grupare criminală. Acest parlament nu este funcțional nu de aceea că cineva nu este de acord cu politica guvernului, dar de aceea că este planul lui Candu de a bloca parlamentul, de a bloca guvernul, de a destabiliza situația din Republica Moldova și de a bloca procuratura. Și ei din acum, pur și simplu, sunt un pic mai naivi, mai infantili. O să înțeleagă acest lucru la momentul oportun. Noi încă o dată vă informăm, dragi colegi, și pe această cale și opinia publică. Domnul Gățcan este bine așa cum a declarat. Și ceea ce se petrece astăzi este decizia liberă a dumnealui, inclusiv și faptul că el nu a ieșit la presă, inclusiv și faptul că el se află cu familia acolo unde se află. Organele de drept cunosc și cei din blocul acum să înțeleagă că astăzi trebuia să vină procurorul general. Ați făcut o mare favoare lui Candu, decizia vă aparține, dar toți oamenii care ne urmăresc să știe că cei din acum a blocat vizita procurorului general în Parlament și toate declarațiile dumneavoastră sunt lovite din nulitate în condițiile în care faceți jocul oligarhilor. Asta e. Mersi. Da, domnul Grosu. Deci, stimați colegi, Sergiu. Stimați colegi, Sergiu, nu ți spăra. Aveți rușine? Deci, stimați colegi de la această șezătoare, v-am spus și ieri că ați călcat cu stângul când ați mers cu asumările astea. Prostești, pentru că v-am asigurat că noi o să votăm legile bune. Nu! Voi ați mers prostiești, repet. Ați mai închis odată, ați mai deconectat odată Parlamentul. Nu pot să deconectez Parlamentul Republicii Moldova tot timpul spunând că este COVID sau alte urgențe. Nu poți, băieți. Când o să fie Republica asta prezidențială, probabil, dar suntem într-o republică parlamentară. Doi, ați spus că noi încurcăm vinirea lui Stoianoglu. Stoianoglu nu știe unii parlamentul, eu am impresia. Declar oficial, dacă el vine azi, închideți partea asta rușinoasă, domnul Chicu, dacă este aici, să ducă la guvern, după care noi revenim și facem ședința conform agendei noi. Inclusiv lasă-l să vină și el, să spună ce are de spus, că tare ni-i dor la toți de dânsul, eu am impresia că el e deconectat totalmente de la țara asta. Iese hoții din pușcării, sunt achitați băieți care omoară în bătăi cetățeni și el nu vede nimic. Umblă băieții și cumpără deputații cu culioași în toată țara, ei dorm. Toți generalii ăștia pe care i-au făcut Dodon în ultima vreme, cu ce se ocupă ei? Spuneți-vă, ei cu ce se ocupă? Noi să ne apucăm de investigat? Noi să ne apucăm să-i căutăm? Astea sunt instituții nefuncționale. Și dacă Stoianoglu vine, eu vă garantez, colegii mei o să fie aici, să-l asculte și să spună ce are de gând să facă. Că are tare mulți clienți de vizitat în sala asta. Așa că lăsați populismul, închideți ședința asta, ne convocăm în birou permanent, decidem peste jumătate de oră să facem altă ședință și am venit la treabă. Și Stoianoglu, dacă mă aude, în prezența la toți, ai curajul, domnul procuror general, să vină încoace. Noi te așteptăm cu drag. Domnul Deacov, domnul Grosu, noi v-am ascultat foarte atent. Stați și dumneavoastră aici. Domnul Deacov, vă rog. Noi n-am deschis ședința. Domnul Grosu, noi discutăm despre faptul că s-a creat o situație foarte neordinară în Republica Moldova și în Parlamentul Republicii Moldova. Ieri scenariul ăsta gălăgios a fost făcut de Șor și de Candu. De Șor și de Candu. Astăzi, dumneavoastră, vă alineați acestui scenariu. Procedura de asumare a răspunderii este o procedură absolut legală,
absolut normală, mai ales în condițiile actualului Parlament. Doamna Maia Sandu a venit cu o idee de asumare a răspunderii care chiar n-a fost discutată cu întreaga coaliție, înțelegi? Hai, nu este, este domnul Grosso, este asumarea răspunderii absolut legală. Noi vă dăm un sfat, noi vă propunem, noi vă rugăm, veniți în sală și hai să discutăm. Noi avem o agendă de 26 de proiecte. Noi cerem, doamnă președinte, noi cerem o întrerupere de 30 de minute. Încercăm să discutăm cu colegii pe coridoare. Poate să adunăm și biroul permanent, să facem un schimb de păreri. Nu, biroul permanent în sala oficială a Parlamentului. Poate, dacă trebuie. Și să revenim peste 30 de minute să ședim în plen. Parlamentul are de lucru. Dacă voi vă aliniați acelor scenarii de cumpărare la aucțiunea deputaților, este o chestie rușinoasă. Domnul Grosu, noi privim partidul dumneavoastră ca un partid serios care dorește bine acestei țări. Nu faceți greșeala altora. Mulțumesc. Rog, stimați colegi, secretariatul, noi ne-am convocat în ședință. Am spus că îi așteptăm pe colegi. Au trecut deja 42 de minute. Colegii n-au revenit în sală, rog secretariatul să anunță înregistrarea deputaților. Stimată doamnă președinte, stimați deputați, bună ziua! Vă anunț că la începutul ședinței de astăzi, din 101 deputați și-au înregistrat prezența 49 de deputați. Nu și-au înregistrat prezența deputației Gățcan Ștefan, fracțiunea Acum Platforma DA, fracțiunea PAS, grupul parlamentar Pro-Moldova, fracțiunea Partidului Șor, Andronache Vladimir și deputații neafiliați. Mulțumesc, stimați colegi, eu oficial, noi trebuie să constat, din păcate, că nu avem quorum. De aceea ședința, noi avem aprobată ordinea de zi, de ședința biroului, ordinea de zi este aprobată, eu vă propun să ne convocăm mâine dimineață, la ora 10. Până atunci discutăm în fracțiuni, discutăm în grupuri, discutăm, nu știu, cu colegii noștri, poate să mai răzgândesc. Vreau să vă anunț pentru acuratețe că doar grupul Pro-Moldova, semnată de domnul Candu, a anunțat că boicotează ședința de astăzi. Alte anunțuri în scris oficiale nu le-am primit. Mulțumesc! Despre convocarea ședinței biroului veți fi anunțați, stimați membri ai biroului, și despre convocarea ședinței, dacă nu sunt alte anunțuri, mâine la ora 10.